De ce le place chinezilor de mine? Ciao, sunt Mihnea, un român din Beijing. În acest episod vreau să vă povestesc nu de ce îmi place mie în China, nu de ce mă simt foarte bine aici în China, ci de ce vor chinezii ca eu să stau în China, de ce vor chinezii să mă angajeze, de ce insistă ei, între ghilimele, să rămân în sistemul lor de învățământ internațional ca profesor. Și răspunsul la această întrebare se găsește în răspunsul unei alte întrebări. Cum navigăm piața de muncă internațională? Și aici, bineînțeles, mă voi referi la sistemul școlar internațional privat. Eu când am plecat din România, eram profesor de limba engleză. Aveam un an experiență ca și preparator universitar. M-am mutat în Thailanda, unde am predat limba engleză la o școală privată thailandeză, după care m-am mutat în Beijing și așa mai departe. Dar cum am navigat piața este important, pentru că trebuie să ai așa o viziune de viitor și să înțelegi situația actuală și să fii foarte realist. De ce realist? Pentru că hai să fim cinstiți cu toți profesorii care ar dori să predea limba engleză în străinătate din România. Noi când vrem să predăm engleză în străinătate, suntem întotdeauna în competiție și suntem comparați cu profesorii de limba engleză din țări unde limba engleză este limba nativă. Deci este vorba de profesor nativ sau de profesori care nu sunt nativi. Deci, practic, un profesor din România care are aceeași experiență de muncă internațională, are aceleași calificări, fluență și performanță la clasă, va fi în dezavantaj față de un profesor, poate și cu un CV așa mai slab decât al tău, dar dintr-o țară unde se vorbește limba engleză. Bun, și atunci cum concurăm cu acești profesori? Ei bine, în unele cazuri nici nu poți concura, pentru că se specifică clar în lege că nu pot fi angajați ca profesori de engleză decât cei cu pașapoarte din următoarele țări. Și ce facem atunci? Ei bine, ceea ce putem face este să fim cei mai bine pregătiți profesori. Pentru că în sistemul internațional, de învățământ internațional, nu se dă concurs scris, se dă concurs prin interviu și prin CV. Deci, practic, tu îți trimiți CV-ul, ei se uită la CV, prima dată se uită la experiență, apoi la calificări și după aceea se uită și la alte chestii extra pe care le poți face. Ei bine, ce dă foarte bine în CV-uri sunt diplome, calificări, programe pe care le-ai făcut la universități de top. De aceea, cum am navigat eu piața internațională de muncă, imediat ce m-am mutat în Thailanda, după un an de zile m-am înscris la masterat, dar masteratul era la o universitate din Thailanda, deci din nou se uitau la CV și ziceau, a, masterul ăsta este de la... dintr-o țară unde nu se vorbește limba engleză în mod nativ, deci nu este așa de valoros ca și un masterat dintr-o țară unde se vorbește limba engleză nativ. Și atunci trebuie să te uiți, să cauți, să te orientezi în așa fel încât să devii mult mai competitiv și mult mai bun pe CV, cel puțin, și bineînțeles și în practică, cu vorbitorii nativi. Deci pentru mine, la vremea aceea, predam limba engleză, deci am făcut cursul la Universitatea Cambridge, am făcut cursul la Universitate din Australia, deci m-am pregătit CV-ul să fie în cel puțin la același nivel cu un alt profesor care are tot la fel de mulți ani experiență. Dar
Ce s-a întâmplat în Thailanda? Din ce în ce mai mulți străini din Anglia, America, Noua Zeelandă, Australia se mutau și se pensionau în Thailanda. Și la pensie, ei, ca și pensionari, ei puteau să își continue viața și să fie profesori. Deci ei au devenit o competiție care, într-un fel, a distrus piața de muncă, pentru că ei acceptau orice poziție la orice salar, pe când profesorii cu calificare și cu experiență normal nu acceptau orice poziție și cereau un salar mult mai mare. Deci piața a început așa să fie mai proastă pentru profesorii de limba engleză, mai ales pentru cei care nu sunt nativi. Și atunci ce am zis eu? Ei bine, e timpul să fac mișcarea și să mă mute la departamentul de engleză, la departamentul de istorie, pentru că licența mea era pe istorie engleză. Am continuat să predau ambele materii timp de câțiva ani, după care m-am mutat doar pe istorie. Acum, eu eram profesor de istoria lumii, istoria universală, fiind în Asia, a trebuit să mă respecializez pe istoria Asiei de Sud-Est, pe istoria Asiei, plus lucrând într-o școală cu curricula americană, a trebuit să mă respecializez și pe istoria Americii. Deci tot timpul am stat într-un mod de respecializare și așa un mindset, un mod de gândire în care tot timpul trebuie să te gândești la următorul pas în viitor, înainte ca tu să ajungi la acel pas pe care trebuie să-l faci. Deci mi-a făcut specializarea pe istorie și după câțiva ani de zile am realizat că domeniul de istorie, literatură, toate aceste materii din domeniul umanistic nu mai sunt în căutare. Ceea ce înseamnă că vor fi din ce în ce mai puțini elevi la clasă, din ce în ce mai puține posturi de istorie. Deci am început deja din 2015, am început să mă gândesc, zic, hai să-mi fac încet, încet tranziția înspre științe sociale. Și am început, asta este din 2015, deci acum 6 ani de zile, am început să fac respecializări și recalificări. La început am făcut o recalificare pe geografie. Am predat și geografie 2 ani de zile. Am văzut că este cam în aceeași barcă cu științele umaniste. După care am avut și ocazia și așa gândirea, viziunea de viitor să fac respecializare pe psihologie. Deci folosind baza și cursurile de psihologie pe care le-am făcut eu la facultate în pregătirea mea de profesor, am construit pe această bază și am continuat să fac respecializări. Practic, în fiecare an, începând cu 2016, făceam câte o specializare pe psihologie ca să îmi îmbunătățesc cum ar veni CV-ul. Acum, în același timp, am început să predau și psihologie în paralel cu istoria, iar acum 5 ani de zile am făcut tranziția și predau doar psihologie. Dar, între timp, din nou, a trebuit să aleg cursurile, diplomele de la cele mai bune universități din lume ca să îmi creez un profil care este competitiv cu alți profesori de psihologie. Și am avut eu viziunea asta că psihologia va fi o materie foarte, foarte căutată în viitor. Și a fost o chestie așa de o viziune fantastică, pentru că s-a dovedit să fie foarte, foarte corectă. Am început să-mi fac specializarea pe psihologia în sistemul de internațional de bacalaureat. De ce pe bacalaureatul internațional? Pentru că acestea sunt cele mai bune școli din lume care predau sub acest sistem. Și sunt școlile care și plătesc cel mai bine și sunt școlile unde este cel mai greu de prins post. Deci mi-am făcut trei specializări pe
sistemul internațional de bacaloriat și cu aceste specializări m-am mutat în China. În plus, aveam specializările pentru cursurile de psihologie pentru curricula americană. Deci deja eram la un nivel unde aveam atât niște ani buni unde predam, când am predat psihologie, cât și niște calificări. Dar acum 3 ani de zile, după ce ne-am mutat în Thailand, a venit pandemia și am stat și m-am gândit care este următorul pas. Bun, profesor de psihologie, bun, rămân în acest domeniu. Dar care este următorul pas în cariera unui profesor de psihologie? Și în timpul pandemiei am mai și povestit despre această chestie, am observat că atât elevii cât și restul lumii, lumea din jurul meu, cât și lumea din întregul Mapamond a trecut printr-o depresie fantastică. Lumea nu s-a putut obișnui cu noua situație atât socială cât și economică, financiară, politică și am zis să știi că în viitor va fi nevoie de persoane care sunt experte și care pot preda și care pot folosi psihologia pozitivă în a crea momentum ca oamenii să-și poată continua viața de zi cu zi. E bine, în această idee m-am înscris la cursuri la cea mai bună universitate din lume care oferă programul de psihologie pozitivă. Este vorba de Universitatea din Pennsylvania, unde am făcut o specializare pe psihologie pozitivă. Acum, hai să vedem ce înseamnă să faci aceste specializări. Nu înseamnă că te înscrii și repede ai trecut. Nu! Este foarte greu, este foarte scump și să nu mai spunem că îți ia o grămadă din timpul tău personal. Au ieșit copiii de la ciclul primar la ora de sport, mă mut în cealaltă parte. Deci toate aceste cursuri au necesitat sacrificii financiare, cât și sacrificii personale. Normal, este timpul tău, în loc să mergi afară să te plimbi sau să călătorești, stai acasă și înveți. Și ajungi la o vârstă unde învățatul nu mai este așa de ușor cum era, hai să zicem, în timpul liceului. Cu toate că acum, cu experiența mea, nu este vorba că nu este posibil, dar este din ce în ce mai greu să treci prin un sistem formal de educație. La vârsta mea, am 42 de ani deja. Și am făcut acest curs pe psihologie pozitivă și am primit niște feedback fantastic de la școala unde lucrez, unde am făcut niște seminarii și niște workshop-uri cu elevii pe acest domeniu. Și acum vorbim din nou de ce mă vor chinezii și cum trebuie să te uiți la piața mondială și la trendurile care apar. La începutul anului vorbeam de ideea mea că va fi din ce în ce mai mare nevoie de specialiști în sănătate mentală și așa, în paralel cu psihologia pozitivă, am văzut eu o nișă foarte, foarte bună pentru mine aici în China, în sistemul internațional educațional. Și am continuat la vârsta de 42 de ani cu un masterat în psihologia sănătății mentale. Din nou, am ales cea mai bună universitate din lume. Inițial m-am gândit la Harvard, dar fiind probleme cu călătoritul prin America, am decis să fac prin King's College London, care este pe locul 1 la research, când e vorba de la cercetare, când e vorba de sănătatea mentală. Deci îmi continui educația și îmi continui să cresc profilul CV-ului meu, astfel ca
orice școală care îmi vede profilul, orice țară te vrea ca și profesor. În primul rând, este vorba de o viziune de viitor. O viziune foarte focusată pe domeniul tău, pe domeniul meu de educație și nu pe zvonuri, pe politică, pe ce zice Facebook. Trebuie să ne separăm de tot zgomotul ăsta din jurul nostru și să vedem care este traseul profesiei noastre în viitor, indiferent de ce se va întâmpla în lume. Și prin acest traseu pe care l-am ales, am ajuns la un punct unde normal că sunt apreciat profesional de către școlile ori de către școala unde profesez. Deci de ce mă vrea China pe mine? Pentru că de 19 ani de când predau, din 2001, de fapt sunt 20 de ani anul acesta, de 20 de ani nu am rămas la mine în bancă să predau aceeași materie, același lucru, același text, aceeași lecție, ci am continuat dezvoltarea mea profesională și am văzut care sunt trendurile pe plan internațional, mai ales în sistemul educațional. Și să știi că cei care fac angajările în școlile astea foarte bune se uită la CV și ei văd această tranziție. Cei care fac primul triaj când îți vin CV-urile, înțeleg, ăia care sunt profesioniști, înțeleg exact ce înseamnă un CV care a făcut tranziții și care a crescut. În total, pe lângă cei 4 ani de facultate din România, deci după ce m-am mutat în străinătate, am mai făcut în ultimii 19 ani încă 6 ani de școală. Deci, aia înseamnă 10 ani de școală, 10 ani în care m-am făcut specializări și respecializări. Deci, de aceea mă vor chinezii. De aceea vor chinezii orice alt profesor care are diplome și certificări și specializări la cele mai bune universități din lume. Pentru că să știi, ăștia, chinezii ăștia, sunt deștepți. Se uită să vadă cine ești pe planul tău profesional și cu cât ești la un nivel mai înalt, cu atât te vor mai mult. Deci de aceea sunt aici în China. Pentru că mă pricep la ceea ce fac, pentru că ei mă vor pe mine și de asemenea știu cum să te trateze. Într-un video precedent, unde am vorbit cum se comportă școala noastră internațională cu noi ca și profesori, am văzut în comentarii multe remarci, într-un fel așa, stupide, că ai plecat din România, că de ce mergi și lucrezi la străini. Hai să nu uităm, trăim într-o lume internațională, totul este deschis. Avem acces la piața de muncă internațională. De ce să nu mergem acolo unde suntem cel mai bine apreciați? Dar ca să ajungi aici, nu este așa de ușor. Înseamnă multă muncă, înseamnă mult stres, înseamnă mulți nervi. Dar toate astea devin așa un pic mai secundare dacă ești într-un domeniu care îți place. Și eu spun, eu am norocul să fiu într-un domeniu, un domeniu internațional școlar, unde îmi place să lucrez, deci nu îmi este greu să intru în specializări, în respecializări. Și vreau să vă spun că viitorul arată fantastic aici în China, atât în general pentru școlile internaționale, se deschid din ce în ce mai multe. Arată foarte bine și pentru profesori, pentru că sunt
ceva mai puțin profesori decât au fost înainte, ceea ce înseamnă că devenim din ce în ce mai căutați. Și în plan personal, deja stau și mă gândesc, am început deja să mă gândesc la care este următorul pas. Și spun eu că următorul pas, cred eu că l-am înțeles și voi începe foarte, foarte curând să îl pun în aplicație. Bun, acesta a fost videoul. Am vrut să clarific un pic faptul că eu vreau să stau în China, îmi place să lucrez aici, dar în același timp și chinezii mă vreau pe mine și ei se uită la mine ca un, din punct de vedere profesional, ca expert pe un anumit domeniu, predarea o anumitei materii, psihologie, plus, bineînțeles, alte activități cu care pot contribui la mine la școală. Este o zi ciudată, este un pic rece, dar soarele este sub după nori. Vă urez o zi frumoasă, iar acest mesaj este de fapt pentru, știi, pentru tinerii români, despre care recent am făcut un video și iară s-a supărat lumea că de ce blamez tinerii români, că este ușor să da bag de vină. Ei bine, dacă asculți cu atenție acel video, nu băgam de vină și din contră încercam să colaborez cu tinerii români. Secretul unui succes profesional este 1. Seriozitate, 2. O viziune de viitor, 3. Muncă multă. Asta este. Un ciao, Mihnea. Ne auzim data viitoare.